Bună, sunt Codrin Țapu, profesorul tău de psihologie și astăzi vom vorbi despre educația viitorului. Educația în lumea post-COVID. Cum va fi ea? Cum se va desfășura? Va avea loc într-un cadru natural, feeric, precum acesta în care mă aflu eu? Sau se va desfășura în același cadru tradițional pe care îl cunoaștem în clasă sau laboratoare? Și voi răspunde în felul următor. Într-adevăr, educația viitorului va fi foarte diferită de cea de azi. Va fi total diferită. Va avea loc o revoluție la nivelul educației. Se va schimba atât rolul profesorului cât și al cursantului. Se va schimba procesul de învățământ, procesul educațional, procesul de evaluare, de apreciere a însușirii cunoștințelor de către elevi, totul se va schimba. Și totul va porni de la învățământul online. Acum se spune că învățământul online nu poate înlocui în totalitate învățământul tradițional. Nu este adevărat, în viitor, învățământul online va înlocui în totalitate acest învățământ tradițional clasic, așa cum s-a produs în ultimii 10-15 ani trecerea de la predarea cu creta pe tablă la videoproiectoare și la tablete și la table electronice cu multi-touch. Așa se va trece de la învățământul tradițional bazat pe prezența fizică în aceeași încăpere a profesorului și elevilor la un învățământ online în care fiecare poate să se afle în același loc, în alt loc, sau poate să rămână în același loc, să nu se deplaseze, atât profesorii cât și studenții sau elevii. Vor rămâne acolo unde se află. Asta nu înseamnă că vor sta acasă toată ziua și vor intra pe internet și se vor conecta cu studenții. Se vor afla în diferite locuri, în diferite laboratoare, în diverse firme, spitale, școli aflate la sute sau mii de kilometri departare una de alta. Deci va avea multe avantaje acest învățământ online. El va apropia indivizii. Va fi și mai ieftin, nu va mai trebui să cheltuiască studentul sau elevul bani pentru a se deplasa și pentru a sta la cămin, de exemplu, în altă localitate. Va putea învăța din localitatea în care locuiește. Să ne gândim câte avantaje poate aduce acest învățământ online. În primul rând, acum toată lumea a auzit de chirurgia robotică, nu? Acele operații în care chirurgul stă, să zicem, într-un cabinet la New York, manipulează un robot și pacientul operat se află într-o sală de operație din București. Și mișcările chirurgului sunt transmise la mii de kilometri distanță și manipulează niște instrumente chirurgicale aflate pe masa de operații. Chirurgul, bineînțeles, nefiind prezent lângă pacient. Acest procedeu se poate aplica și în educație. Se spune că lucrările practice nu pot fi dezvoltate și desfășurate online. Ba da, pot fi desfășurate deoarece cu ajutorul acestei tehnologii de transmitere la distanța mișcărilor se pot realiza lucruri care nu se pot îndeplini prin prezența fizică a profesorului lângă elev. De exemplu, profesorul poate conduce mâna elevului cu ajutorul unui braț robotic de la distanță. Ar fi penibil să-i conducă mâna direct, punând mâna pe mâna lui ca la clasa întâi, cum face învățătoarea când învață elevii să scrie, le demonstrează mișcările scrisului. Dar acest lucru se poate face la distanță, deci poate învăța în acest fel elevul sau studentul să manipuleze niște aparate de laborator, cum să toarne cu pipeta în diverse tipuri de vase, de exemplu, sau în chirurgie, cum să facă incizii, adică să taie, cum să facă suturi, adică să coasă. Totul se poate demonstra de la distanță. El introduce mâna într-o mănușă atașată unui braț robotic, are mâinile libere, dar la nevoie profesorul poate conduce mișcările și le poate corija astfel încât el să desfășoare o activitate corectă, manuală, cu
aparatele respective și să își însușească o tehnică impecabilă. Deci învățământul online permite scăderea costurilor, permite o mai facilă și mai rapidă învățare și permite desfășurarea activităților la distanță și permite întâlnirea unor oameni care altfel poate nu s-ar putea întâlni niciodată, a unor profesori și studenți sau elevi, cursanți într-un cuvânt. De exemplu, eu mă întâlnesc acum cu dumneavoastră printr-un mijloc online. Dacă nu ar exista acest mijloc, probabil că nu am putea intra niciodată în interacțiune fiecare dintre noi. De asemenea, se va schimba rolul profesorului. S-au spus multe despre profesor. S-a spus că el este un sfătuitor, un facilitator al învățării, că este un personaj, autoritar care dă niște comenzi ca la armată, iar elevii trebuie să le execute. De-a lungul timpului au fost foarte multe viziuni asupra profesorului. Dacă este prea autoritar, bineînțeles că apar fenomene de retragere din partea elevului și de timiditate sau reținere care îngreuiază procesul educațional. Dar nici ideea ca profesorul să fie doar un facilitator al învățării nu este întotdeauna viabilă. Deoarece, de exemplu, dacă elevul este foarte mic, nu poți să-i facilitezi învățarea, trebuie pur și simplu să-l înveți, să-i predai, pentru că el nu are capacitatea de de a se autocontrola și de a auto-învăța, de a învăța singur. Iar dacă este mai mare, adolescent sau adult, nu mai are nevoie de acea facilitare, deoarece poate învăța singur. Deci nu întotdeauna această atitudine în care elevul este foarte activ, iar profesorul este doar un facilitator, este viabil. Dar atunci cum să fie profesorul? S-a mai spus că el trebuie să fie o călăuză, un ghid, un om care conduce elevul pe un drum al învățării, al cunoașterii. Cum va fi profesorul viitorul? Va fi el câte ceva din toate acestea? Va fi altceva? Eu cred că va fi altceva. Va avea ceva și din ce am spus până acum, dar va fi o mare diferență, va fi o schimbare totală în ceea ce va însemna profesorul în viitor și ce va însemna și cursantul. Ei se vor schimba. Nu va mai fi vorba despre o predare de către profesor și o învățare de către cursant. Ambii vor învăța împreună. Procesul de învățământ și procesul educațional vor fi procese în care elevul și profesorul învață împreună, descoperă împreună realitatea din jurul lor și din ei, din mintea lor. Ei vor fi profesori atât unul pentru altul, cât mai ales fiecare pentru sine și se vor ajuta unul pe altul să descopere, sigur, fiecare la nivelul lui. Elevul va face primii pași în cunoaștere, iar profesorul o va aprofunda și în felul acesta îl va putea ajuta și pe elev să învețe mai bine. De asemenea, se va schimba modalitatea de evaluare. Noi am mai discutat despre evaluare. Se va trece accentul de pe evaluare pe autoevaluare, adică vor fi responsabilizați și stimulați elevii să învețe singuri. Se va acorda multă încredere. Nu va mai exista acel examen și testare în care există tendința ca elevul să trișeze uneori, să păcălească profesorul, deoarece consideră că învață pentru că îi cere profesorul și nu din propria lui curiozitate și nevoie. Și autoevaluarea va fi cea care îi va spune elevului exact nivelul la care se află. De asemenea, se va trece de la o evaluare sintetică, cum este acum, prin note sau calificative, la o evaluare analitică. Ce înseamnă aceasta? Acum, evaluarea sintetică înseamnă că
întreaga performanță, întreaga complexitate a performanței unui elev de la un moment dat, tu o apreciezi printr-o singură notă sau printr-un singur calificativ. Adică, practic, îi atașezi o notă elevului și se poate ajunge la ideea că elevul este o notă. Practic, el se identifică cu nota pe care o ia. Deci, în momentul în care tu îi spui elevului că a luat 5, este ca și cum îi spune că el este un 5. Deci îl transformi într-o cifră, e normal asta, nu este o dezumanizare. Evaluarea analitică înseamnă nu să-i prezinți elevului o notă, ci să-i prezinți sau să-l lași pe el să-și descopere profilul performanței sale. Deci, practic, să-i arăți un grafic în care se scrie performanța sa cu toate componentele ei. De exemplu, în loc să spui azi ai luat la biologie 5, te-am ascultat ficatul și tu ai știut de 5 și îți dau 5, îi spui azi te-am ascultat sau mai bine zis, ți-am dat o lucrare, o probă creativă care să-ți pună în evidență capacitățile creatoare, nu doar simpla însușire de cunoștințe și ai obținut următoarele rezultate. La vascularizația ficatului ai știut foarte bine. La căile biliare te descurca mai puțin bine. Când vine vorba de celula hepatică, ai știut și mai puțin. În schimb, ligamentele ficatului le-ai cunoscut foarte bine. Le-ai prezentat bine în lucrare sau în proiectul pe care l-ai susținut. Și așa mai departe. Deci asta înseamnă evaluarea analitică și se va pune accentul pe faptul că performanța nu se identifică cu elevul. Deci performanța este ceea ce face elevul, dar nu se identifică cu însăși personalitatea lui, pentru că acum, în educația actuală, există tendința de a identifica elevul cu nota sau calificativul. Pe când în viitor va fi o foarte clară delimitare. Performanța e ceva exterior elevului, ceva care se poate îmbunătăți, se poate schimba, nu este ca o trăsătură a personalității lui. E de 5 sau de 6 și asta e, n-ai ce face, e o etichetă pe care o pui și greu se poate schimba, nu? Performanța e performanță și ea se poate schimba de la o zi la alta, prin efort și prin perfecționare. Dar efortul nu înseamnă neapărat chin, corvoadă, nu înseamnă o pedeapsă. Trebuie un efort de învățare realizat cu plăcere, cu pasiune. Și pe asta se va pune foarte mult accent în viitor. Pasiunea de a învăța, care vine de la elev, el își descoperă singur această pasiune. Nu este impusă de cineva, nici nu are cum să fie impusă o pasiune. Cunoscându-se foarte bine, își dezvoltă interesele și pasiunile. Și profesorul va avea și rolul de a-l ajuta pe elev să-și dezvolte acestea și să-și cunoască aceste interese și pasiuni. Deci iată câte schimbări vor avea loc. De asemenea, locul, mediu, spațiul învățării se va schimba, cum spuneam. Se va desfășura predominant în mediul natural și în mediul de viață și de muncă al omului, nu în laboratorul izolat care înseamnă clasă. Clasa e ca un fel de laborator în care subiecții pe care se experimentează de cele mai multe ori sunt înșiși elevii sau chiar și profesori. Nu, deci cel care învață nu este obiectul unui experiment de laborator, el trebuie să fie parte din viața concretă. Și atunci unde se va desfășura? Păi, de exemplu, învățarea la geografie, să zicem, da? Sunt împărțite acum materiile. Geografia se ocupă, printre altele, cu studiul oceanelor, mărilor, munților. Pe aici, de exemplu, ne aflăm pe malul oceanului. Dacă predau oceanul, unde mă duc? Pe malul oceanului cu elevii. Dacă predau despre munte, mă duc la munte. Uitați, am aici muntele în spatele meu. Se vede acolo, da? Deci la fața locului. Și aici nu e vorba doar de studenți, ceea ce se întâmplă și acum. Nu, studenții la geografie se duc pe teren, cei la medicină se duc în spitale. Nu, elevii la fiecare materie
se vor duce și la un moment dat vor dispărea materii, nu se vor mai preda discipline de studiu, ci obiecte de studiu. Deci nu voi învăța fizică, chimie, geografie, voi învăța despre atom, molecule, mări, oceane și așa mai departe. Și învățarea și predarea se va desfășura cu mai mulți profesori. Deci despre ocean vă spune câte ceva și profesor de geografie, dar și cel de chimie despre compoziția apei oceanice și cel de fizică despre mișcările valurilor și așa mai departe. Deci vor fi mai mulți profesori la o lecție și vor lua cuvântul pe rând și vor explica fiecare porțiune legată de disciplina în care este specializat, dar totul va fi centrat pe obiectul de studiu, pe disciplina anume. De asemenea, cum spuneam, se va desfășura această educație și proces de învățământ de câte ori este posibil în prezența obiectului real, nu a unei scheme sau unui diagrame sau unei fotografii sau film pe care îl rulez pe un videoproiector. Atunci când nu este vorba despre concepte abstracte, mă duc la fața locului sau aduc obiectul real și îl studiez. Nu utilizez scheme, diagrame, imagine și așa mai departe. Deci vom vorbi despre o adevărată revoluție a educației. O schimbare fundamentală care se va desfășura la toate nivelurile. Profesor, elev, mediu de învățare, relație de învățare, activitate de învățare și așa mai departe, de predare și de învățare. Deci se va schimba atât predarea, cât și învățarea, cât și rolul profesorului și al elevului și totul va pleca de la această educație online, de la această schimbare tehnologică. Noi ne vom trezi, ne vom deștepta. Acest COVID ne va lumina și ne va ajuta într-un fel să accelerăm procesul de trecere la educația online, care are toate aceste mari avantaje și aduce toate aceste progrese pe care vi le-am încercat să vi le enunț în aceste câteva minute. Nu se mai poate continua ca până acum. Este nevoie de o potențare a educației care să stimuleze creativitatea și pasiunea celor educați și a celor care lucrează în educație. Altfel există riscul pierderii pasiunii atât din partea elevilor care nu pot și dezvoltă, cât și din partea profesorilor. Toți sunt pasionați de ceea ce fac. Și de asemenea, în strânsă legătură, pasiunea este și creativitatea. Dacă nu ai pasiune, nu poți nici crea foarte mult și original. Lăsându-vă să meditați la toate aceste schimbări care veți vedea că în 10 ani maximum se vor produce și mai ales invitându-vă să participați la crearea acestei revoluții a educației. Vă dau întâlnire data viitoare la o nouă lecție de psihologie și vă rog să deveniți patroni ai Institutului de Psihologie Codrin Țapu, contribuind pe Patreon. Aveți link-ul în descrierea clipului. Vă mulțumesc! Ne vedem data viitoare la o nouă lecție de psihologie.